Plângere penală după moartea afaceristului Florian Walter. Fiul acestuia face acuzații grave și spune că persoane suspecte l-au amenințat pe Florian Walter cu moartea. Aceste lucruri ar fi contribuit la înrăutățirea stării de sănătate a omului de afaceri. Potrivit știri pe surse.ro, în plângerea penală, fiul lui Florian Walter a dat detalii despre un grup de criminalitate organizată care, prin operațiunile făcute, ar fi condus la moartea tatălui său. Totodată, Cosmin Alexandru Walter îi acuză pe medici că l-ar fi diagnosticat greșit pe tatăl său. Florian Walter, fostul finanțator al echipelor de fotbal Dinamo, Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești, a încetat din viață duminică seară la Spitalul Floreasca. Florian Walter avea 56 de ani, iar joi fusese internat după ce a suferit un atac cerebral.